Alegerile parlamentare au fost câștigate de PSD, potrivit datelor oficiale de la această oră. La diferență mică se situează PNL, iar pe locul 3, USR Plus. Marea surpriză a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților o reprezintă intrarea în Parlament, pe locul 4, a reprezentanților Alianței pentru Unirea Românilor, AUR. De cealaltă parte, Pro-România, din care fac parte doi foști premieri ai țării, Victor Ponta și Călin Popescu-Tăriceanu, vor absenta din Parlament în următorii 4 ani. Imediat în jurnal vom intra în direct cu reporterii noștri aflați la sediile celor mai importante partide după alegerile desfășurate ieri și vom face analiza rezultatelor alegerilor. Deocamdată, iată reacțiile liderilor politici după aflarea rezultatelor exit poll-urilor. Românii au arătat că este nevoie de o schimbare, este nevoie de un guvern capabil, care are soluții. Partidul Național Liberal consideră că este câștigătorul acestor alegeri. Atât câștigătorul moral, cât și câștigătorul la finalizarea procesului de numărare a voturilor. Numărătoarea voturilor l-a contrazis însă pe președintele PNL. Socialdemocrații au obținut 30% din voturile românilor, în vreme ce scorul liberalilor a fost de numai 26%. 30% dintre români, cei mai mulți dintre românii care s-au exprimat astăzi, au decis că este nevoie de PSD și PSD-ul nu trebuie să dispară așa cum clama cineva în ultimele 2-3 luni. Votați masiv de bucureșteni, cei de la USR Plus nu au reușit să repete performanța extraordinară și la nivel național. Românii nu au dat un mandat clar niciunui partid să formeze singur guvernul. USR Plus este pregătit să poarte discuții cu acele partide politice care vor o guvernare onestă și competentă. USR Plus nu intenționează să negocieze cu PSD. În aceste condiții, cu o zestre electorală de numai 16%, USR Plus nu va putea forma o majoritate stabilă în Parlament doar împreună cu aleșii PNL. Surpriza acestor alegeri este Alianța pentru Unirea Românilor. Formațiunea condusă de George Simion a obținut 9% din totalul voturilor exprimate la scrutinul de ieri. PMP, partidului Traian Băsescu, a intrat la limită în Parlament. Pro-România nu a reușit să atingă pragul electoral de 5%, așa că nu va avea reprezentanți în Parlament. Rezultatele spectaculoase de la aceste alegeri vin însă pe fondul celei mai reduse prezențe la vot din perioada post-decembristă. Doar 31,84% dintre românii cu drept de vot au mers la urme pentru a-și exercita dreptul constituțional de a alege. Chiar dacă la aceste alegeri ați ales să nu veniți la vot, vă cer ca în viitor să considerați aceste alegeri extrem de importante pentru destinul României. Românii și-au spus cuvântul, iar mingea este acum la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis va chema la negocieri partidele politice parlamentare. PSD a anunțat deja 4 nume pentru postul de prim-ministru. Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Vasile Dâncu și Alexandru Rafila. PNL vrea ca șeful executivului să rămână Ludovic Orban, în timp ce USR și Plus merg pe varianta Dacian Cioloș.